Criza sanitară se adâncește pe zi ce trece. Ultimele cifre venite de la grupul de comunicare strategică sunt îngrijorătoare. Vorbim despre un nou record de pacienți aflați în stare gravă internați în secțiile de terapie intensivă din țară, 1204 mai exact. De asemenea, a crescut și numărul deceselor. Alți 196 de români au murit în ultimele 24 de ore după ce s-au infectat cu noul tip de virus. Cu mai multe detalii despre ultimul bilanț vine chiar acum colega mea Bianca Ogarcă. Bianca, ești în direct. Bună ziua! Bun găsit! În ultimele 24 de ore, 7753 de oameni au aflat că s-au infectat cu noul tip de virus. Asta în contextul în care au fost efectuate aproximativ 30.000 de teste. La nivelul țării, cele mai multe noi cazuri s-au înregistrat în capitală, mai exact 1147, la o rată de infectare de peste 6 la 1000 de locuitori. Nici în județul Sibiu situația nu este prea bună. De altfel, aici rămâne o rată de infectare de peste 8 la 1000 de locuitori. La terapie intensivă, în momentul de față, se află 1204 persoane ce se află în stare gravă. Aceleași cifre arată faptul că în ultimele 24 de ore 196 de persoane și-au pierdut viața din cauza noului coronavirus, iar printre victime se află și un copil de numai câteva luni din județul Mureș.